Salutare, A-listers! Este vineri, așa că ne ocupăm de cultură. Alegem frumos un teatru, un film, o Tania Popa. Bună! Wow, eu înglobesc cultura! Exact. Cea mai veselă persoană din teatru românesc, i-am spus tatălui meu, m-a întrebat pe cine ai invitat. Zic eu, pe Tania Popa. Actrița aia care râde mereu. Da. Păi mă ajută să am natural pomeții ridicați, să nu umblu chirurgical. Da, uite, asta poate fi o întrebare. De ce ești atât de veselă? Ce e în mintea ta? De nebună, că nu știu cum să-i zic mai altfel. Aiurea, nu știu, eu așa-l consider ca un defect, pentru că niciodată nu-mi trebuie un motiv ca să fiu cu zâmbetul pe buze. Uneori chiar mă dor pomeții și zic, opa, iar. Dar se întâmplă și când ești singura în casă sau numai când interacționezi cu oameni? Aici apare nebunia, că se întâmplă când sunt singură și n-am niciun gând, că lucrez în momentul ăla, de exemplu la o rochie, da, n-am niciun gând, ascult muzică și îmi scă gura până aici, zic, ah, gata, să revenim. Da, de-aia zic că este aiurea. Avem data de 25 a 3-a, da, la restaurantul Teatru Elisabeta sau la Teatru Restaurant. Este același lucru. Depinde pe cine întrebi. Dacă întrebi un ospătar, zice că e restaurantul teatru. Dacă te întrebi pe tine, e teatru restaurant. Da, și dacă întrebi cel care va veni, va zice, mă duc la Tania Popa care concertă. Exact, da. Ce gen, ce piese și ce limbă? Stai că acum mă gândesc la... Hai să-ți dau play. Dă un play. Gata. Mai dă o dată. CD-ul se învârte. Se învârte pe gol, s-a pus acul. Mamă, mai zăpă, nu că aleg acum, care e ăla frumos, care e ăla cel mai frumos. Tracul 3. Bine, hai că dau așa. Oci, ciornie, oci, strasnie, oci, jgucie, i prekrasnie, как люблю я вас. Dau pe repede. Da, știu. Și să vină un acord de unul din ăla așa. Și voi mai cânta ceva ce știu de la... Este obligatoriu să transmit, este moștenire pură. Ce am auzit de la bunica mea când eram mică, cred că eram clasa a treia, a patra, pe versurile lui Eminescu, cântată de bunica mea, nu știu de unde... Cum sună asta? Ia să auzi. O, mamă, dulce mamă, din negura de vrem, pe freamătul de frunze, la tine tu mă chem. Deasupra criptei negre și a sfântului mormânt, se scutură salcâmii de ploaie și de vânt. După aia avem o cântăreață, Cesare Evora. Ah, deci portugheză. Portugheză și spaniolă. La ea este portugheză și spaniolă. Da. Voi da doar așa un mic indiciu, da, pentru că una este arhi cunoscută, dar cântată de mine va suna cu tot altfel. Besame, besame mucho. O actriță când cântă așa ceva, parcă e mai cu... Și încă o piesă în portugheză a ei. O lăsăm așa, mister. Încă nu știu versurile foarte bine, okay, de-aia lăsăm puțin mister. La. Așa. Zi-mi care e ciudățenia ta. O să mă crezi? Depinde cât de bine joci. Adevărul că... Când minți. Mă doare în bască dacă mă credeți sau nu mă credeți, dar asta este ciudățenia mea, frichi, mi se face piele de gând. De fapt m-am obișnuit deja cu ea. Când mă gândesc la cineva, mamă să nu uiți, să o sun pe Marina, de regulă chiar atunci mă sună, dar în maxim jumătate de oră se întâmplă acest fenomen, când sunt sunată de acea persoană. Poți să transmiți prin telepatie și persoana respectivă te sună...
mă sună înapoi. De fiecare dată zic, băi, nu pot să cred, acum mă gândeam la tine, sunt convinsă că de pe partea aia altă zice, da, sigur, se gândea, trebuia să vorbim și a uitat să mă sune. Asta era faină când costa mult telefonul mobil, acesta ai mii de minute, asta era tare, că nu mai plăteai nimic, te concentrai bine de tot. Oh, stai că se mă... Și te suna persoana. Mersi, și îți făcea și minute. Da. Și... Gata, am terminat, că te simți prea relaxat. Da, bine. Îți mulțumesc, ne vedem pe 25 martie la teatrul restaurant Elisabeta.